vrea să spun încă din primele cuvinte din această zi, ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin? Amin. Am fost informat că fanfara nu va mai cânta a doua cântare. Zica Domnul să binecuvinteze și pe frații de la fanfară și pe cei de la orchestră și pe cei de la corul de fete. Și toate formațiile din adunare anul acesta să fie un an de binecuvântare. Dar și pentru adunare să fie un an de binecuvântare. V-ați dorit lucrul acesta? Personal mi-aș dori lucrul acesta să fie un an de binecuvântare, dar mai mult binecuvântare pentru suflet. Pentru trupul acesta avem, lăudat să fie Domnul, și toate le primim din mâinile Lui. Dar mi-aș dori ca anul acesta să fie un an de har pentru sufletele noastre. Pentru biserică, pentru ridicarea bisericii, să fie botezul Duhul Sfânt, să fie lucrări prin Duhul Sfânt și în felul acesta ca biserica să crească. Amin? Amin. Știu că sunteți obosiți și spunea cineva să mai obosit atunci când nu mă duc la mult. Și când stau o săptămână sau două acasă, să mai obosit și mai ne în formă decât atunci când mă duc la mult. Este bună vacanța, dar îmi spunea un frate dimineață, e bine să și termin. Și așa suntem construiți de Dumnezeu și porunca aceasta avem ca omul să muncească. Și e bine cât este sănătos să muncească și să aibă să dea și la altul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Să aibă să dea și la altul. Și Domnul să ne binecuvinteze și în privința aceasta. Dragii mei, în această dimineață avem această sărbătoare. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Spunea fratele Iosif, un termen mai biblic, este un praznic, care de fapt înseamnă o sărbătoare sau o comemorare. Ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte de suferințele Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte de prețul care s-a plătit pentru noi, ca în această dimineață să ai dreptul dumneata și eu, ca să fii aici. Și fiind aici, să primești viață și atunci când va veni Domnul Iisus Hristos să te ia, să te ducă în împărăția Lui. Acesta este prețul care s-a plătit pentru aceasta, jertfa Domnului Iisus Hristos. Și, drept să spun, am mai spus încă într-un loc lucrul acesta, pentru mine ca și slujitor, nu este o lucrare mai mare să fac înaintea lui Dumnezeu decât lucrarea aceasta. Lucrarea de împărtășire cu trupul și sângele Domnului. Când mi-aduc aminte că trebuie să fac lucrarea așa cum a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și apoi a dat-o ucenicilor și a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că a luat un pahar după ce l-a binecuvântat, a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor și a spus, luați și beți toți din el. Acesta este sângele legământului celui nou care se scurge pentru voi. Dragii mei, pentru mine, așa cum am spus ca și slujitor, nu este o lucrare. Indiferent cât de mari ar fi lucrările care le-aș face ca și slujitor, dar mai mare ca și aceasta nu este. Și am harul acesta să fac ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să facem și zic ca Domnul să ne binecuvinteze, spun și pe mine și pe fratele Iosif cu inimă curată și cu mâini curate. Că atunci când frângem această pâine și atunci când cerem binecuvântarea peste rodul viței, Dumnezeu din cer să-L binecuvinteze într-adevăr. Amin? Amin. Este important. Și rugați-vă și dumneavoastră pentru noi. Este important. Să avem un cuget curat, să avem o inimă curată, să avem mâini curat. Este important că spune cuvântul lui Dumnezeu bărbații să ridice mâini curate în orice vreme, spre cerul. Mâini curate înseamnă că rugăciunea care o avut este ascultată. Și mă rog lui Dumnezeu că nu numai rugăciunea mea și a fratelui Iosif să fie ascultată, dar să fie ascultate și rugăciunile dumneavoastră. Amin? Surorile să se roage pentru soții lor care sunt preoți în casele dumneavoastră. Că atunci când se roagă soții, când se roagă spre Dumnezeu pentru casa voastră, Dumnezeu să asculte rugăciunea lor. Amin? Amin. Și apoi, soțiile, în ascultare, în smerenie, în supunere, să asculte de bărbați. Amin? Aceasta este... Parcă amin nu a fost mai slab.
Aceasta este formula care Dumnezeu a lăsat-o pentru o familie plăcută lui Dumnezeu. Știu că trăim în vremuri dificile și diferite, dar aș vrea ca noi să nu placem veacului, chipului veacului acestuia, ci să placem lui Dumnezeu. Și aceasta este standardul pe care Dumnezeu ne-a chemat să respectăm. Bărbatul să fie preot în casa lui și soția, spune cuvântul lui Dumnezeu, să se teamă de bărbat și să rămână în supunere și în smerenie și în ascultare. În ascultare, în ascultare. Și în felul acesta este o familie plăcută lui Dumnezeu. Pentru că în felul acesta și copiii noștri ascultă de noi. Ați vrea lucrul acesta? Domnul să ne ajute. În această dimineață, pentru că este această sărbătoare sau această comemorare, am hotărât să citesc dintr-un loc și v-am rezervat o surpriză. Sau poate două surprize. Poate ați fi vrută să vorbesc mai mult și aș fi vrută, de fapt, stăteam între două texte. Între soldații romani când și-a bătut joc de Domnul Iisus și a spus oare să vorbesc din aceasta sau să vorbesc din textul din care l-am citit. Pentru că pe mine câteodată mă întreabă la muncă ce ești. Și eu nu spun că sunt român, eu spun eu sunt roman. Și imediat știe, mă, roman din poporul ăla care a fost mai de mult. Dar eu sunt dintre cei care am bătut cuie în mâinile Domnului Iisus. Eu sunt dintre cei care l-am bătut și au pus-o cu mână de spini. Eu sunt dintre cei care l-am străpuns cu zulița. Și noi, ca popor român, suntem dintre cei care am făcut lucrul acesta. Bineînțeles, vorbim de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Dar am ales să vorbesc aceste lucruri, să citesc acest text, care l-a citit fratele Iosif, în care, frații mei, aș vrea să intrăm în anul în care am intrat, cu drept. Aș vrea să intrăm în ascultare de Dumnezeu. Și aș vrea să vă pun dumneavoastră și mie, bineînțeles, o întrebare, să ne întrebăm, este important să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu? Este important sau nu? Pentru că vedem pe Domnul Iisus Hristos, Pavel Apostolul, îl aduce celor din Filip ca un exemplu. Oare exemplu care l-a adus atunci este valabil și pentru noi? Dragii mei, au trecut ani mulți. Au trecut multe secole, multe sute de ani de atunci. Oare în veacul în care îl trăim noi, 21, mai sunt valabile aceste sfaturi sau nu sunt valabile? Aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos a fost plătut lui Dumnezeu din pricina evlaviei lui și din pricina ascultării care Domnul Iisus Hristos o avea față de Tatăl de Dumnezeu. M-am întrebat oare noi ca și oameni muritori ne-am permite să facem lucrurile altcumva și totuși să fim plătuți lui Dumnezeu. Ce ziceți dumneavoastră? Eu nu cred. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Vă întreb dumneavoastră care era gândul care era în Hristos Iisus. Să facă voia lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze, frate Sam. Dragii mei, gândul care avea Domnul Iisus Hristos în el era ca să facă să împlinească voia lui Dumnezeu la punct și la virgulă. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor că se duce la Ierusalim și acolo va fi prins, va fi dat în mâinile păcătoșilor, va fi crucificat, va fi dat la moarte. Vă aduceți aminte alt gând care este gândul oamenilor ce îi spunea Petru? Vă aduceți aminte? Îi spunea Petru Dumnezeu să te ferească. Să te ferească Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune, Petre, eu pentru aceasta am venit. Pentru aceasta am venit și eu trebuie să ascult în tocmai pentru lucrurile pentru care am venit, să împlinesc. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai jos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut sau n-a luat-o ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc în perspectivă lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos, oamenii pe vremea aceea, l-a văzut ca un om. L-a văzut ca un om. Nimeni nu l-a văzut ca Dumnezeu. Pentru că avea înfățișarea unui om. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos avea puterea lui Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta.
Hristos avea puterea lui Dumnezeu în el. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i s-a dat Duhul Sfânt fără de măsură. Dacă nouă ni se dă o anumită măsură, Duhul Sfânt în noi, Domnul Iisus Hristos i s-a dat fără de măsură. Avea o putere supranaturală față de toți oamenii, toate împărățiile și toate țările care erau atunci, cât de puternici erau. Și avea putere Domnul Iisus să facă ce vrea. Dar totuși spune aici cuvântul că el n-a luat ca un lucru de apucat sau n-a luat ca un lucru de glumă. Știți cum e asta? Muncesc la o companie unde este patronul mare și fiul. Și văd de multe ori cum să înțeleg, neînțeleg între ei. Pentru că fiul pur și simplu ia ca un lucru de apucat că-și compania care este a tatălui său, bineînțeles, deja rămâne lui. Și de multe ori își permite să-l contrazică pe taică-s-o, își permite să treacă peste măsurile care le-a luat taică-s-o, își permite să ia decizii peste deciziile lui taică-s-o. Ei, Domnul Iisus Hristos v-a numărut aceasta să înțelege mai bine. Măcar că ei sunt o familie, totuși fiul își permite. Cum ar veni, o spunem noi în franceză, oricum compania rămâne parachin, rămâne mie. Din oficiu rămâne mie. Ei, Domnul Iisus Hristos, știind că este Fiul lui Dumnezeu și știind că are puterea pe care o avea Dumnezeu, să știți că Domnul Iisus Hristos n-a luat ca un lucru de apucat sau un lucru obișnuit. Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a smerit și a dat respect Tatălui. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Aș vrea să mergem mai departe. Să nu se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos în cer n-avea imaginea care oamenii i-au văzut aici pe pământ. Domnul Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, arhitectul lui Dumnezeu, Fiul prea iubit al lui Dumnezeu și se închina înaintea lui toată știrea cerului, dragii mei. Îngerul Mihail, Arhanghelul Mihail, Îngerul Gabriel și toți comandanții de oști în ceruri se închina înaintea Domnului Iisus Hristos în ceruri. Și Domnul Iisus Hristos, toată această slavă, ascultați-mă ce vă spun, toată această slavă Domnul Iisus Hristos a dezbrăcat-o, a luat chip asemenea nouă și a venit între oameni și s-a smerit. Și știți pentru ce? Pentru că Dumnezeu, în cartea lui Dumnezeu, în surul cărții lui Dumnezeu, scria aceasta despre Domnul Iisus Hristos care trebuia să facă. Și Domnul Iisus Hristos n-a ezitat să asculte ceea ce Dumnezeu a scris în surul cărții lui. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, s-a coborât din cer și a luat chip de rob, spune cuvântul Domnului. Chip ca și noi. Dar a trăit printre oameni plini de har și de adevăr. Încă un lucru foarte important să nu uităm. Știți ce stă la baza ascultării? Știți ce stă la baza ascultării? De ce spun lucrul acesta? Pentru că în anul acesta aș vrea să fie un an al ascultării de Dumnezeu. Aș vrea lucrul acesta? Dacă ne-am face o analiză anul care a trecut, nu vreau să vă întreb fiecare ce decizie a luat sau ce hotări la începutul anului. Dar am ajuns la sfârșitul anului și poate a fost dezamăgit de noi înșine. Eu în anul acesta de-am pregătit acest cuvânt, scurt, dar aș vrea să luăm hotărâre să fim niște oameni mai ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți ce stă la baza ascultării? Știți ce stă? Stă smerenie. Un om smerit ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Un om smerit împlinește voia lui Dumnezeu. Un om smerit nu se opune cuvântului lui Dumnezeu. Un om smerit se supune celor care Dumnezeu i-a pus mai mari peste ei. Și nu spun aceasta pentru că eu sunt aici. Nici vorbă. Nici vorbă. Aș vrea să vă mărturisesc cu mâna pe inimă. Totdeauna am avut respect pentru frații slujitori. Și sunt foarte atent cu privirea ei. Pentru că sunt oamenii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a pus acolo și cărora Dumnezeu le cere socoteală pentru sufletele care i-a dat să le păstorească. Să nu uităm lucrul acesta. Să nu uităm lucrul acesta că este mai simplu să stau în prima bancă sau în ultima bancă decât să stăm aici. Este mai simplu. Și responsabilitatea este mai mică. Dar un om al lui Dumnezeu
care ascultă de Dumnezeu este un om smerit, un om supus, un om care se pleacă, un om care nu comentează, un om care nu vorbește prin stânga și prin dreapta, un om care nu face parte din biserica paralelă, cum spunea cineva. Nu. Să supune lui Dumnezeu. Și știți ce se vede prin aceasta? Și știți ce se vede prin aceasta? Se vede creșterea lui spirituală. Că dacă la baza ascultării stă smerenia, la baza creșterii spirituale stă smerenia și ascultarea. Și atunci îl vezi tu imediat, îl vezi pe un frate, pe o soră că crește spiritual. Pentru că este smerit și ascultă și mă rog lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost un exemplu pentru noi, dragii mei, n-avem de ales. Prin dragoste să ascultăm și noi de Dumnezeu, amin? De cuvântul lui Dumnezeu. Spune aici, cuvântul lui Dumnezeu mă ducă timpul să duce. La înfățișare a fost găsit ca un om. Așa cum am spus, oamenii l-au văzut ca și un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Deci Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos s-a smerit. Ne-a dat un exemplu nouă acum 2000 de ani. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Adică ceea ce era scris pentru el ca să pătimească, să sufere și să fie batjocorit de cei din vremea aceea. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu până la moarte de cruci. În versetul nou spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Uitați care este răsplata ascultării. De multe ori noi credem, și acum venim la noi, de multe ori ne crede că dacă ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, suntem pierdani. Așa credem noi, după mintea noastră. De multe ori crede că dacă ne supunem sfatului păstorului, sau sfatului celui care este în conducerea bisericii, suntem pierdani. Așa credem noi, de multe ori. Dar aș vrea să vă citesc ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut și ceea ce Dumnezeu l-a răsplătit pe acest Hristos. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice de genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Lăudat să fie numele Domnului. Vedeți dumneavoastră care este răsplătirea ascultării. Noi ne tot temem că așa de mult pierdem dacă ascultăm. Nu mi-au făcut dreptate și umblu încoace și umblu încolo. Aș vrea să vă spun ceva. Întrebare. Domnul Iisus Hristos Pilat i-a făcut dreptate. I-a făcut dreptate. Cu gura lui i-a spus Pilat, n-am găsit vină în omul acesta, n-am găsit vină. Și totuși l-a luat și a zis, luați, duceți-l la moarte. Și l-a și bătut. I-a făcut dreptate. Ați auzit undeva, ați găsit dumneavoastră undeva în Scriptură ca Domnul Iisus Hristos să zbiere și să spună, mă, Pilat, las că vei plăti tu, sau soldaților romani, sau celui care și-a bătut joc de el, care avea aceea soartă. Vă aduceți aminte cei doi tâlhari? Unul într-o parte și unul într-alta. Unul din el a crezut, dar celălalt și-a bătut joc de el și-a zis, băi, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Hristosul, mântuiește-te pe tine și pe... L-ați găsit undeva unde Domnul Iisus Hristos l-ar fi confruntat pe omul acesta? Nicăieri. Și de ce? Domnul Iisus Hristos s-a smerit, dragii mei. S-a smerit și s-a supus planului lui Dumnezeu ca dumneata și eu astăzi să ai harul acesta, să primești cuvântul lui Dumnezeu și să asculți și dumneata și eu de cuvântul lui Dumnezeu. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Deci așa spune și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Hristos este Domnul. A fost atunci, este acum și va rămâne întotdeauna. Hristos va rămâne Domn. Lăudați să fie numele Lui. Oricât s-ar crede oamenii că sunt împărați și sunt puternici. Oamenii se vor duce așa cum se spunea la ora de rugăciune. Fie că trăiești 50 de ani, fie că trăiești 100 de ani, tot te duci la cele veșnice. Dar Hristos rămâne Domnul în vecii vecilor. Spune Apostolul Pavel, după ce aduce acest tablou
După ce aduce acest comportament, această atitudine, această ascultare și smerenie a Domnului Iisus, le aduce celor din Filip. Și le aduce această imagine și îi spune, uitați cum era Domnul Iisus Hristos. Spune celor din Filip, astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt de față, ci mult mai mult acum în lipsa mea. Deci Domnul, acest apostol Pavel, le aduce celor din Filip pe această imagine, acest tablou și spune, uite cum era Domnul Iisus Hristos, uite cum s-a supus și uite cum Dumnezeu l-a înălțat. Și le dă același fapt care și eu vreau să vi-l dau în această dimineață, dragii mei. Și dumneavoastră, și mie. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător. 2 minute ne oprim aici. Ni se potrivește cuvântul acesta. Totdeauna ați fost ascultător. Eu așa zic că s-ar potrivi. Eu așa cred că suntem ascultători. Și mă rog lui Dumnezeu în ceea ce am șchierbit până aici, să reparăm. După cum totdeauna am fost ascultător. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ce înseamnă oare cu frică și cu tremur? S-a spus aici, s-a vorbit într-o joie despre frica de Domnul, dar să știți că am găsit în Scriptură definiția fricii de Domnul. Am găsit, nu știu dacă toți am găsit acest lucru și cred că este în Cartea Proverbelor, capitolul 8, cu versetul 13, dacă nu greșesc. Să vedeți ce înseamnă frică. Dumnezeu nu este un Dumnezeu rău. Nu este un Dumnezeu care să te temi de El, că te pedepsește la fiecare minut. Nu. Uitați ce spune aici, da. Proverbe 8, cu 13. Frica de Domnul este, vă las pe dumneavoastră să spuneți, urâia răului, dragii mei. Cine se teme de Dumnezeu, urăște răul. Nu se apropie de rău. Uitați ce scrie mai departe. Trufia, mândria, purtarea, gura mincinoasă, iată ce urăsc eu, spunea psalmistul. Asta înseamnă frică de Domnul. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să pună noi o frică de El sfântă. Amin? Și apoi zice cu putremur. Fiecare poate să interpreteze în felul lui. Dar pentru mine ce înseamnă cu putremur este atunci când îmi dau seama că slujesc unui Dumnezeu care, așa cum am spus la început, a făcut cerurile și pământul. Când sunt eu de mic înaintea acestui Dumnezeu, mă cutremur. Când știu că Dumnezeu spune prorocul și am spus de mai multe ori lucrul acesta, că drept să spun, îmi place acest cuvânt din cartea prorocului Isaia, când spune cuvântul lui Dumnezeu, iată eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Dumnezeu își spune unde este locuința, eu locuiesc acolo. Dar sunt și cu omul, știți cum spune cuvântul? Nu găsesc acum în Biblia aceasta exact, dar aș vrea să îl parafrazez acest cuvânt. Iată, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul smerit, ca să înviorez duhurile smerite și mâhnite. Dragii mei, Dumnezeu locuiește în locuri înalte și în sfințenie, dar în același timp, acel Dumnezeu este Tatăl meu, care mă plec la ora de rugăciune și mi-ascultă rugăciunea. Oare aceasta nu mă cutremură? Aceasta mă face să îmi fie și frică și să mă și cutremur. Și să mă ajute Dumnezeu și pe mine și pe dumneata să-ți duci pocăința până la capăt. Ați vrea lucrul acesta? Dragii mei, aș vrea să mă apropii de încheiere și aș vrea să vă întreb ceva. Aș vrea ca anul acesta în care am intrat, aș vrea să fie un an mai bun. Ne punem tot felul de tot felul de hotărâri luăm, tot felul de decizii. Și am văzut că la oameni cele mai multe sunt pe plan profesional, pe plan material.
Pe plan, aș spune eu, care și de ăstea avem nevoie, într-o măsură sau alta, sau până la o vreme. Dar aș vrea să ne punem în gând, dragii mei, lucrul acesta, ca anul acesta, să fim mai ascultători de Dumnezeu. Mai ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu. Și fiind mai ascultători, automat ne provoacă la smerenie. Ne provoacă la smerenie. Dacă o soție este ascultătoare de soțul ei, știți de ce este ascultătoare? Nu de aia că el, eu știu, îi cumpără ciocolată. Sau sperie, sau eu știu cu alte lucruri. Știți de ce? Pentru că îl iubește. Îl iubește și nimeni nu trebuie să-i ceară ca să se supună. Ca automat, ea se smerește și se supune. Din cauza că îl iubește. Și el în felul acesta își cinstește soția. Poate vi se pare că cumva că spun lucrurile acestea și chiar la cine. Dar vreau să vă spun ceva. Noi suntem mireasa lui Hristos. Suntem mireasa lui Hristos. El este mirele nostru pe care îl așteptăm. Și oare cum ar trebui să fie atitudinea noastră față de El? Oare cum ar trebui? Oare n-ar trebui să fie în smerenie? În ascultare, în supunere și în împlinirea cuvântului Său. Mă rog lui Dumnezeu ca anul acesta să fie un an de har, un an de binecuvântare, un an de creștere spirituală a bisericii, un an în care tinerii noștri să vină cu bucurie la biserică, un an în care copiii noștri să crească sănătoși și în credință, un an în care familiile noastre din biserică să fie familii integrate bine, în care diavolul să nu mai aibă niciun acces, să nu mai aibă niciun intrare în biserica noastră, să dăm trâncoare prin jur, diavolul pune tot felul de capcane. Un an în care Dumnezeu să dea pe față toate aceste planuri ale diavolului. Și biserica lui Dumnezeu să propășească și să crească și să rămâne în tare în credință până la venirea Lui. Amin. Amin. Apostolul Pavel, vorbind fraților din Corint despre cina Domnului, le-a poruncit ceea ce este valabil și pentru noi. Să facem lucrul acesta până când va veni Domnul Iisus. Și vreau să vă spun o veste bună. Domnul este aproape să vină și îl așteptăm. Dar până când va veni, noi avem datoria să ne pregătim, să ne împărtășim din trupul și din sângele Domnului în chip vrednic. Mi-am adus aminte de o întâmplare din vremurile de demult, o întâmplare scrisă în 1 Samuel, capitolul 20, când împărat în Israel era Saul și, într-o ocazie mai specială, trebuia să aibă la masă pe mai mulți, dar scaunul lui David a rămas gol. Împăratul a dat de seamă lucrul acesta și în prima seară nu a zis nimic. În a doua seară s-a întâmplat că locul lui David la masa împăratului a rămas iarăși gol și deja împăratul a început să-și pună întrebări și l-a întrebat pe fiul său, pe Ionatan, pentru ce fiul lui Isai nu a venit la masă, pentru ce locul lui a rămas gol. Cuvintele acestea și întâmplarea aceasta a fost evocată, cuvintele acestea au fost menționate recent în România la un serviciu de priveghi. Pentru că într-o familie din România a rămas un loc gol. Dar aș vrea să le aplic cuvintele acestea astăzi la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Pentru că David a avut drept să participe la masa împăratului, dar a avut și motive să lipsească de acolo. A avut drept pentru că s-a remarcat ca un om al credinței. Dar în vremea aceea Saul căuta să-l omoare și ăsta era motivul pentru care David n-a participat la masă. Dar aș vrea, dragii mei, să vă spun că se întâmplă câteodată creștinii care au dreptul ca și copiii lui Dumnezeu să stea la masă cu Domnul, la cina Domnului, să evite să facă lucrul acesta și locul lor să rămână gol la masă. Aș vrea să vă spun că lucrul acesta pe Domnul îl întristează. Pentru că El a plătit atât de mult ca să ne aibă cu El la masă. Pentru că Domnul Iisus a spus la un moment dat ucenicilor Săi, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi
Și prin aceste cuvinte, Domnul Iisus și-a deschis inima, vrând să ne facă să înțelegem că ne dorește să fim părtași cu El. Că atunci când în biserica Lui se servează cina Domnului, El dorește ca toți aceia care au intrat în legământ cu El, care au căpătat prin credință dreptul de a se face copiii lui Dumnezeu, să fie părtași la masă. Una din întrebările care ne frământă pe noi slujitorii atunci când avem în vedere sărbătoarea aceasta, este aceasta. Oare câți dintre membrii bisericii vor întinde mâna și câți se vor împărtăși? Pentru 4 suflete din mijlocul nostru, ziua de astăzi este prima oportunitate de a întinde mâna și de a se împărtăși cu trupul Domnului. Pentru alte suflete, poate este a 10-a, 20-a, 50-a, 100-a oportunitate. Întrebarea este câți vom întinde mâna și câți ne vom împărtăși. Locul câtora dintre noi va rămâne gol și de data aceasta la masa împăratului împăraților. Ca de fiecare dată am să vă chem să ne plecăm pe genunchi pentru rugăciune comună înaintea Domnului. În această rugăciune am avut în vedere întotdeauna două aspecte. Aspectul mulțumirii și al recunoștinței. Pentru că Domnul nou ne-a făcut mult bine și din tot binele pe care El ne-a făcut, cel mai mare este acela că ne-a mântuit. Că și-a dat viața pentru noi. Și nu oricum, ci și-a dat-o chiar pe cruce, în moartea cea mai cruntă cunoscută în vremea aceea în lume. Iisus, Domnul nostru, a acceptat să fie pus pe cruce pentru păcatele noastre, iar noi avem datoria sfântă să fim recunoscători pentru această jertfă. În al doilea rând, sau în al doilea aspect pe care trebuie să-l avem în vedere în această rugăciune, este cererea ca Domnul să ne așeze într-o stare după voia Lui. Am spus-o și chiar dacă timpul înaintează, trebuie să precizez încă o dată, să accentuez lucrul acesta. Prin puterile noastre, nici unul dintre noi, absolut niciunul dintre noi, prin puterile noastre, n-ar putea să ajungă să intre în starea după voia lui Dumnezeu, în starea aceea de neprihănire desăvârșită. Lucrul acesta n-ar trebui să ne descurajeze. Noi avem chemarea să ne pregătim, să ne curățim. Iar ceea ce lipsește curățirii noastre, ceea ce trece dincolo de puterile noastre, o face El, dacă vede că inimile noastre sunt preocupate de starea aceasta de curățire. De aceea ne vom pleca așadar cu toții pe genunchi și ne vom ruga Domnului, mulțumindu-i pentru această jertfă și în același timp rugându-L să ne desăvârșească El. Și după această rugăciune, care va fi o rugăciune comună, împreună cu fratele Mircea, ne vom ruga pe rând pentru binecuvântarea azimei care se va frânge în mijlocul nostru și pentru binecuvântarea rodului viței care se va împărți printre noi.